La 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 la. Îmi bate vântul frunza în dungă și mănușa ți-o alungă. A picat mănușa pe jos. Mai încolo așa. Așa. Crezi că nu știu să-mi prind asta după ce am. A, nu de aia, las că vezi tu. Uite, ai că spun scăriță. Dai cu frână. Și... așa că am ieșit și prima dată pe sezonul ăsta cu motocicleta. Pe afară după ce am spălat-o de... Izoleta! Bună! Izoleta! Ne plimbăm cu Izoleta! Nu, azi ne plimbăm cu motocicleta. Mi-a dat după ce a făcut casca. A doua oară mi-a dat după ce a făcut casca. Ah, de când am mai simțit răcoarea asta? Frigul ăsta nu oase! Mi-era dor de asta. Dacă aveți idee de unde pot să-mi iau și eu niște mănuși moto lungi, cam până pe aici, să îmi spuneți și mie că vreau să-mi iau undeva la până 300 de lei. Calcă baba! Calcă baba! Trecem pe stânga! Să-mi spuneți și mie că vreau să-mi achiziționez niște mănuși de bună calitate la 300 de lei. Ce dracu poți să ții? Nu ții nimic. Cu mâna unii de la un șantier de pe dreapta. Să faceau cu mâna unii de la un șantier? Dacă ești bună. Știi că ăstea apropo de izoletă și de asta că am spus mai devreme. Aveți idee dacă trebuie să port mască pe motocicletă? Eu am cagulă și o port tot timpul. Acum nu știu dacă trebuie să port și mască. Am crezut că e poliție. Uite aici cu carantină în București. Uite câtă lume în București. Asta e carantină, e ciuciu, nu e nicio carantină. Pe acest drum nu am fost niciodată cu motocicleta. Și acum încep să experimentez părțile noi ale Bucureștiului. Doar în București poți experimenta aceste părți nemai întâlnite în alte orașe, pentru că sunt ale Bucureștiului. Talcă baba! E într-un pasaj? Doamne ferește. A, intrăm dacă e. Nu intru singur, dacă vrei să te pierd, spune-mi că-i dau pe roată. Nimic, vorbesc la cameră. Calcă tânăra, calcă tânăra, calcă tânăra. Asta nu-i babă, e calcă tânăra. Sper să audă microfonul și tot setup-ul ăsta și tot ce mi-am făcut, pentru că în momentul în care am plecat, de unde ai apărut? În momentul în care am plecat din Finlanda, mi-am luat și casca am lăsat-o. Fix ăla pe care nu trebuia să-l spun, pe ăla l-am spus că mi-am luat. Mi-am lăsat casca acasă și mi-am luat microfon, GoPro, am scos toți aia 6 metri de cablu din cască și am luat cu mine în Finlanda să mai filmez de acolo. Ați văzut că am pus videoclipuri din alea demotivaționar, emoțional motivațional. Ia uite-l. Iată ea fața, că am pus ăla cu vreau să-mi iau un Panamera. Să aler noaptea ca pantera, să stau cu mâna în ghips, să pun frână la trecerea. Știi noua înjurătura românilor? Poate vrei să tușesc pe tine. Nu vrei, am? Pe aceea fac dreapta. Da, e strânsă. O strângem noi și mai mult. Ce? Eu plâng de la vânt. Cum să plângi, mă, de la vânt? Ce ai? Salut! Ce face lumea în carantină? Alergă printre bani și nu mă mai gândi la... mergem să-mi iau huză pentru motocicletă, pentru că vine nisipul saharian. Merg să-mi iau husă pentru motociclet. Pentru acest motociclet. Moda la ea acasă. Mergem cu mașina. Mașină pe doroți. Se numește motociclet. Ne dăm cu motocicletul pe București. Pe la podul lui Basarab. Așa arată podul lui Basarab. Bine, podul Basarab. Dar eu zic podul lui Basarab. În carantină. Ram, pa, 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 pa.
presupun eu că sezonul ăsta vom avea mai multe accidente decât normal, pentru că lumea încă nu s-a învățat cu motocicliștii, mai ales după carantina asta, când ei nu au ieșit afară din case. Uite, ăla stă pe telefon, ăsta din stânga e prea gras ca să mă vadă, stă, ascultă muzică tare și ăla stă pe telefon. Fâs. Aici n-ai voie să faci stânga, trebuie să te duci să întorci, nu? Da. Vezi că știu? Aici, în dreapta, stă nenea Iohannis. Aici, la ciofârliile astea de gardul ăsta cu ciofârlii. Ai, nu mai am dexteritate. Nu mai am dexteritate, mă întreba și mor. Armata. Armata întreabă de tine, știu că nu-ți convine, e plăcerea mea, hop, 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 Iohi e acasă. Nu e prea mult bine, am o presimțire că pățesc ceva. Am eu așa o presimțire că aici nu e nimeni. Oare o fi poliție? Oare n-o fi poliție? Oare trebuie să le dau aia? Uite, poliție! Poliție de bacă! Iohannes! Ba, Iohannes! O fi Iohannes acasă? Se vede că am ajuns unde trebuie. Nu am pornit-o acum. Și acum direct înregistrează ea. Unde stăm? Încolo? Încolo stăm, nu? A, încolo mergem. Ne jucăm CS-ul. Acolo în mare, la izvor, se întâlnește dor cu dor. Se întâlnește dor cu dor, se sărută până mor. Adă, Doamne, ziua spusă, să mă văd la badea dusă și să nu mai fie dor.